Maestrul Muții. Deci, de ce ai zis și bândoacă? Bândoacă. Bândoaca provine din bătrâni, de mult. Stomacul mărit. Zice, ăla care mâncă mult... Are stomacul mărit. Aia zice bândoacă, știi? De acolo a venit. Și stomacul. Practic e stomacul de la porc. Dar la noi, la Bănățeni, cum noi ni s-o țărăși, mai băjucuroși, că așa se zice și la noi, adică când îți place să faci multe glume despre ceilalți, ești băjucuros, așa, este și prânsat bag de seamă. Este, bă, nu da. Numai la dumneata. Nu, asta în general, tot. În general. Mai este care poartă numele de... Da, zice, a, păi, ia, bândoacă. Alu bândoacă, da. Bândoaca, uite, așa arată că nu-i spălată, bine, întoarsă, curățată. Bândoaca asta, ca să o curăți bine, s-o pe asta, tai niște, o șapă, două, așa. O tai, o pui într-un vas cu apă după ce ai clătărit-o prima dată din, și în stomac. Așa. O pui, o crepi, o întorci și atunci o pui o țără să stea cu șapă, cu sare, un pic, ca să se ducă și pe ea mizeria. A, deci șapa o curăță. Șapa și cu sarea, frecată bine cu sare și atunci se spală cu apă caldă și cu făină de cucuruz. Care e mai aspră. Care e aspră. Aspră și o curăță mai bine. Cu făină de cucuruz, aia să freacă bine și să curăță și atunci după ce e curată, să nu miroasă, să nu, că atunci nu-i, na. Și atunci, după aia, se poate folosi. Acum, ingredientele principale. Carne tocată, mașinată. Așa. Mai de mult nu era mașină sau mașini. Se făcea la bardă, la topor. La bardă. Maestrul Muții, dar pe lângă carne, aia văd că ai un blid întreg de crame. E crame, dragii mei? Ce faină mi-a făcut. Ala ingredientul special pentru bândoacă. Adică în carne bași și crame. Jumerele astea, cum se zice la noi, jumerele astea, bag aici, la carne. Tăiate, tocate sau așa nu, cum nu, așa întregi. Așa întregi, că ele, prin fierbere, prin asta, să mai topesc, să mai masta și atunci rămâne prin carne ceva deosebit. Și la asta se pune șapă. Punem cantitate de șapă ca să acoperă puțin carnea. Măsura maestrului Muții nu e în grame. Ochiul îi zice cât piper, boia și sare să pună, dar ca să le vadă mai bine, le așează pe toate în straturi. Și atunci băgăm cramele. Și nu ne zgârcim cu jumările care oricum se vor tăpi la fiert pe jumătate, dând gust și savoare bândoacei, dar și un aspect apetisant, prin mărgelele de grăsime care vor rămâne în compoziția îndesată în stomacul porcului. Toată viața mea mi-am dorit să văd cum se poate mânca la Bănățeni cramele cu bețele chinezești. Ia uitați să fiți oameni buni, luăm una așa. Maestrul Muții! Ce fac eu cu bețele astea? Că eu știu să mănânc cu ele, numai nu știu de ce le-ai pus aici pe masă. Asta iar e un secret. Păi? Am făcut două, că în caz că mi se întâmplă să rupe unul, am pe lălalt. Ia să vă arăt eu cum se face acum, să astupăm gaura, să nu iasă carnea. Asta vine după aia, vine fiartă. Și atunci ca să nu... Iasă tot afară. Așa, să nu iasă afară. Și asta îl folosim în loc de ac, șață. Uite, așa se face pe aici, să împunge aici. Să bagă din coaș, să întoarce, să mai bagă o dată aici și aici și uite așa și am făcut sub forma asta. Când e băgat aici așa, ăsta se rupe. Așa. Ca să fie, să nu fie ascuțit la vârf acolo. Da, să nu ce împungi. Și atunci avem mața, pune mața pe aici, pe după lemn. El, așa. După bât. Și adunăm frumos aici. Și îl strângem. Îl strângem bine. Uite așa. Îi dăm două noduri. După care îi facem agățătoare aici. Ca să putem să prindem și să punem și la fum. Să punem, că după vine fiert. Și după prima dată fiert. Da, vine fiert. Și după aia vine afumat. Fiertul are rolul să-l pătrundă carnea, să nu se strice la mijloc. Dar...
Ați văzut ce întrebuințare i-a găsit maistorul? Nu trebuie să te mai chinui. Cuac, socoș, uite așa arată gata pregătită de fierbere. Și uităm de ea în oală la fier sub capac vreun ceas și jumătate. 3 ore pe zi se afumă bânduaca, cu fum gros, intens, dar nu mai mult de 4-5 fumuri, cu pauză de o zi, două între ele. Apoi bânduaca e ținută vreo săptămână la aer, înainte să fie pusă la servit. Maestru Muții, cât ne ține o bânduacă? Bine, dacă nu o mâncăm toată odată. Dacă nu o mâncăm toată odată, cât ne ține? O tăiem fălii, așa, mai groasă. Așa. Mai gemult să păstra pe coș. Așa era, cârnață, erau pe coșuri, pe... Na. Să păstra mai mult. Să ținea până o gătau. O mâncau direct de pe coș. Acum mai nou, să taie fălii, să bagă la câte o punguță, să bagă la congelator. Și o mâini când ai poftă.